Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl nostru și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum să și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând. Și dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedepsă o pierzare veșnică, de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință, pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos.